Accident petrecut luni dimineață în zona parcului de la Coloana Infinitului. Șoferul, un bărbat de 47 de ani din comuna Licurici, nu a adaptat viteza și s-a izbit de fântâna arteziană din sensul giratoriu. Echipaje ale pompierilor, salvării și poliției au ajuns la fața locului. Atât conducătorul auto, cât și trei persoane care se aflau în autoturism au suferit leziuni și au fost transportați la spital. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că un bărbat de 47 de ani din comuna Licurici, în timp ce conducea un autoturism pe calea București din direcția Drăgoieni către centru, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și trafic și în apropierea unității militare a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând în coliziune cu fântâna arteziană ce era încadrată în sensul giratoriu. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto, precum și altor trei pasagere cu vârste cuprinse între 15 și 51 de ani din comuna Scoarța, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.